Potrivit legii, pot avea animale sălbatice numai cei ce sunt autorizați de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Pot deține animale sălbatice și cei care o fac doar pe o perioadă determinată de timp, în vederea îngrijirii și recuperării fizice a animalului. Concret, legea din România îți permite să ții un animal sălbatic în captivitate dacă dovedești că l-ai găsit bolnav și că îl îngrijești. Poate fi leu, tigru sau pui de urs. Legea omite să specifice faptul că după ce fiara se face bine, trebuie dusă la grădina zoologică. Deținerea animalelor sălbatice în GP, în gospodăria privată, este lucru interzis. Este legea 205/2004 care interzice acest lucru. Această lege prevede că dacă un cetățean găsește un animal rănit în pădure, poate să-l ia, să-l trateze, să-l îngrijească până în momentul când este apt pentru a se hrăni singur și trebuie pus în libertate. Însă de aici și până a deține mai multe animale în gospodărie, deja este un pas mult mai mare. Ca forme de autorizare sunt niște menagerii care se apropie la un ordin 16, trebuie autorizate sanitar veterinar și recunoscutele grădini zoologice. Acestea trebuie să fie autorizate de către Direcția Sanitară Veterinară pentru faptul că sunt supravegheați, sunt vaccinate aceste animale. Este de principiu, se transmit anumite boli, printre care este rabia, este o boală care se transmite de la animalele sălbatice la om. Și dacă nu se intervine în momentul oportun, este o boală fatală, mortală. Deci trebuie avut grijă. Iar noi la ora actuală, în situația când depistăm la un cetățean, îi facem recomandarea să fie dirijată către o grădină zoologică. Pentru autorități, leii și urșii transformați în animale de companie nu reprezintă o problemă stringentă. La fel nici piața neagră, de pe care poți cumpăra chiar și carnivore. Deficiențe care, culmea, sunt găsite sub formă de anunțuri peste tot pe internet. Poți să cumperi de la pui de tigru până la tarantule sau vulpi polare. Mișcarea cărnii, atât pentru animale cât și pentru oameni, se face după anumite reguli, nu se face la întâmplare. Da. Aceste animale pot fi deținute numai în menagerii și în grădini zoologice. Nu este permis să dețină fiecare persoană fel de fel de specii de animale. Vorbim de lei, de tigri, de lupi, de păsări sălbatice, așa mai de căprioare, cerpi. În situația în care inspectorul Direcției Sanitare Veterinare depistează la o gospodărie animale sălbatice, au obligația de a lua măsuri sanitar-veterinare. În primul rând, să ia măsura sancționării contravenționare, iar animale să fie dirijate către anumite grădini zoologice sau menagerii. Legea mai spune că și primăriile ar trebui să aibă anumite locuri amenajate, lucru pe care lasă de dorit. Deocamdată nu există asemenea locații. Inspectorul ar trebui să confiște aceste animale, să le dirigeze acolo și mai departe să stabilească destinația unde trebuie să ajungă. Ca măsură provizorie și tranzitorie, se dă, sancționează contravențional, se face recomandarea să se dirigeze către menagerii și grădini zoologice, să se închidă și să dispară animalul sălbatic din curtea omului. Paianjeni veninoși aduși din Germania se distribuie pe piața neagră din România cu microbuzul. În toată lumea, legislația cu privire la deținerea animalelor sălbatice este extrem de strictă. În țările europene, precum Austria și Belgia, sălbăticiunile pot viețui doar la grădina zoologică. Iar dincolo de ocean, în Statele Unite, legea spune clar ce animale și în ce zone pot fi deținute de persoanele particulare. Asta nu se întâmplă și în România.